Găzduiește în această seară un eveniment internațional, pentru că avem și Rusia și România. Ce v-a determinat să alegeți această locație și mai ales care au fost, eu știu, provocările acestei competiții din România? Păi, în primul rând, am ales această locație pentru că, din punct de vedere tehnic, se potrivește exact acestui eveniment. Este o locație autorizată din toate punctele de vedere. Nu a fost nevoie să mai lucrăm și la obținerea vizelor, autorizațiilor. Este o locație de peste 1000 de locuri, este printre puținele din Mamaia. Am ales acest turneu internațional România-Rusia să-l facem aici, în Mamaia, și prin prisma faptului că dorim să dăm o mână de ajutor, să promovăm turismul, de ce nu putem atrage turiști din Rusia să vină la noi, la Mamaia. Toți, fără excepție, sunt multipli medaliați, vicecampioni, campioni. Deci toți cei care luptă în această seară sunt sportivi cu foarte mare experiență. Vom vedea sportivi care se luptă în stiluri diferite. Iată, acum sunt sportivi de judo, sau știu, luptele acestea de contact, vor fi și lupte tătărești și de altă natură. Aș vrea să ne spuneți care este, eu și o opțiune personală eventual, care este momentul cel mai așteptat din această seară. Toate momentele sunt importante. Acest stil hand-to-hand fighting, aici o să vedeți luptători din toate stilurile, pentru că însăși sportul hand-to-hand fighting este un sport care reunește absolut toate stilurile. Artele marțiale rusești, sambo, artele marțiale clasice, judo, box și lupte. Toate stilurile se regăsesc în acest stil, hand-to-hand fighting. Tocmai de aceea sunt foarte mulți sportivi care provin de la mai multe cluburi care au practicat diferite sporturi de contact. Există un regulament foarte strict, jucătorii nu există riscul să se accidenteze, pentru că este un regulament extrem de strict. După cum vedeți, în spate sunt și arbitrii care monitorizează foarte, foarte atent lupta. În momentul în care, să vă dau câteva detalii, în momentul în care intră în priză un luptător și trec 5 secunde, este oprit. Deci nu este lăsat să se accidenteze. Asta este și lucru care practic atrage în acest sport cât mai mulți practicanți, pentru că elimină riscul de a se accidenta. Este un sport extrem de spectaculos, o să vedeți procedee din absolut toate stilurile, lupte atât în picioare cât și la sol. Avem doi luptători campioni europeni, unul dintre ei Gheorghe Lozovanu, care a luat argint în Germania, și cel de-al doilea, care a luat bronz, Ionuț Mocan. Cel de-al doilea stil pe care îl vom prezenta este cel al armatei lui Timur, mai puțin cunoscut în Europa, dar o armată invincibilă, tot a tătarilor. Iar cel de-al treilea stil, care nu este chiar un sport, este, mai bine spus, departajarea între cele două stiluri. Când cei doi luptători ajungeau la egalitate, atunci se făcea departajarea la brâu. Acest stil la brâu îl va prezenta doi campioni din Dobrogea, care au luat la vremea lor berbeci. Este o mare bucurie și onoare pentru restaurantul Dorna să găzduiască asemenea eveniment. Este un eveniment unic în România, o gală internațională, este un campionat mondial, de fapt, de hand-to-hand fighting, unde reprezentanța României se luptă cu reprezentanța Rusiei. Sperăm ca acest eveniment să se reediteze și în anul viitor, sau poate chiar și anul acesta, și sperăm ca din ce în ce mai mulți iubitori de hand-to-hand fighting să vină să participe la aceste competiții, care cu adevărat cred că înseamnă foarte mult pentru sportul românesc în primul rând. Seara asta o să lupt la hand-to-hand fighting și
O să am un meci cu un patriot de aici, din Constanța. Va fi un meci foarte ca lumea, pentru că eu am mai fost și campion european la MMA. O să folosesc tehnicile din judo și din kyureș, care le-am dobândit în ultimii ani, acum. Și eu sunt pe stilul de trântă, de luptă tătărească. Çok